Apostolul Pavel, împreună cu ceilalți apostoli, plângându-i, spuneau Maicii Domnului că este o bucurie, dar și o supărare, pentru că, iată, se mută la tronul lui Dumnezeu cel Ceresc, se mută acolo unde are slava pregătită de Însuși Dumnezeu, Fiul Său prea iubit, și supărare pentru că nu mai rămâne între ei. Nu mai rămâne pe pământ să-i mai mângâie. Nu-i mai rămâne pe pământ să le dea povestea și să-i bucure cu plângul chip și cu frumoasa vorbă. Ca să înțelegem mai bine semnătatea acestei sărbători și de unde a pornit, aș vrea să vă spun că însăși Mântuitorul Hristos, cu 3 zile de a sosi acest moment ca Maica Domnului să se mută la cele Dumnezeiești, a fost trimis însăși Arhanghelul Gabriel către Maica lui Dumnezeu, căruia i-a dat o ramură de finic și a înțeles că iată a venit momentul să se despartă de cele lumești și să plece către prea iubitul său fiu, către Fiul său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care s-a lăsat la cerul și Cel care șade de-a dreapta Tatălui pe scaunul de judecată, acolo de unde zi și noapte neîncercat se roagă pentru fiecare dintre noi. A înțeles de la același Sfânt Arhanghel care mi-a dus vestea cea bună atunci când a venit și a spus Maicii lui Dumnezeu că va aduce bucurie pentru fiecare suflet creștinesc, că va naște pe însăși Fiul lui Dumnezeu, Cel care va mântui neamul omenesc și care atunci Sfântul Arhanghel Gabriel, iată, i-a dat o floare de crin, acum îi aduce o ramură de finic și a înțeles că a sosit momentul să se despartă de noi. Și a plecat către casa sa, a aprins lumânări, a tămâiat și a început să se roage lui Dumnezeu. Și mai mult a plecat pe muntele Mântuirilor, acolo unde de foarte multe ori mergea să se roage și să vorbească cu preaiubitul ei Fiu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și iată s-a întâmplat și o minune în timpul rugăciunii ei, că în momentul în care se pleca la pământ închinându-se, toți măslinii, toți copacii și toate ramurile se închinau împreună cu Maica lui Dumnezeu, plecându-se și ei la pământ, înțelegând că Maica lui Dumnezeu, iată mama noastră a tuturor, are putere și iată a venit timpul ca ea să se mute de la pământ la cer. Și venind mai departe înapoi acasă, era întâmpinată de femeile care plângeau alături de ea și se rugau împreună cu ea, și de mulțime multă de oameni cunoscuți și mai puțin cunoscuți, care au venit să plângă și să se roage împreună cu Maica lui Dumnezeu. Și iată din nou o altă minune întâmplată, un vuiet mare s-a auzit și o suflare puternică de vânt care a dus pe norii cerului pe apostolii Mântuitorului Hristos, cei care erau înfrăștiați prin colțurile lumii, propovăduind cuvântul Mântuitorului Hristos din însăși porunca sa cea sfântă. Și adunați cu toți, iată, lângă Maica Domnului, mai puțin Sfântul Apostol Toma, au început să plângă cu Maica lui Dumnezeu, atunci când ea i-a înștiințat, spunându-le, iată că a sosit timpul să nu mai fiu cu voi, a sosit timpul să mă duc la Fiul meu prea iubit, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, și de acolo, cu putere mai multă, să vă împlinesc rugăciunile voastre. Atunci Sfântul Apostol Pavel, împreună cu toți ceilalți apostoli, au început să plângă și să-i spună cine ne va mai mângâia pe noi, Maica lui Dumnezeu. Cine se va mai ruga împreună cu noi, cine ne va mai zâmbi, cine ne va mai mângâia, cine va mai încuraja mai departe în viața aceasta pământească unde suntem încercați cu toții. Dar Maica lui Dumnezeu le-a spus că aceasta este voia Fiului Său prea iubit și că nu mai poate să zăbovească și să facă întocmai ceea ce ea le va cere. Și le-a spus când va sosi momentul și se va întinde pe pat,
ei să facă tocmai așa cum i-a cerut Fiul Său prea iubit. Și după ce a vorbit cu ei, după ce și-a luat iertare de la ei, rugându-se împreună cu ei, cinându-și iertare și închinându-se lui Dumnezeu, s-a așezat pe pat și a pus mâinile pe piept și și-a dat Duhul. Și atunci toți au început să plângă. Dar împreună cu plângerea apostolilor, a ucenicilor și a celor din jur, iarăși o altă minune s-a auzit din cer, glasuri mici de glasuri îngerești, care cântau cântări Maicii lui Dumnezeu. Și pe lângă lucrul acesta, toți care se aflau lângă patul Maicii Domnului, mai aproape sau mai de departe, pentru că erau mulțime de oameni adunați, și printre aceștia erau orbi, erau șiopi, erau muți, toți au început să se tămăduiască. Orbii au început să vadă, muții au început să vorbească și să slăvească pe Maica lui Dumnezeu. Cei șiopi au început să meargă și să alerge să se închine și să sărute mâinile și picioare Maicii lui Dumnezeu. Și atunci apostolii au luat patul cu trupul preasfânt al Maicii lui Dumnezeu și au plecat către grădina de Ghetsimani, acolo unde era pregătit mormântul preacuratei Maicii lui Dumnezeu. Și în drum spre acest mormânt au cântat cântări împreună cu cetele îngerilor din cer. Dar să nu credeți că nici atunci n-au fost oameni care n-au iubit-o pe Maica Domnului. Să nu credeți că nici atunci n-au fost oameni care au fost împotrivă și n-au crezut că este Maica Fiului lui Dumnezeu celui viu. Pentru că au fost atâția farisei și iudei care huleau pe Maica Domnului când apostolii mergeau în procesiune cu trupul ei preascump pe stradă. Și mulți încercau să dea patul de pe umerii apostolilor jos, s-o răstoarne. Și toți cei care au încercat să facă la acest lucru au orbit pe loc. Mai mult, un evreu, pe nume Antonie, a reușit cu amare îndrăzneală să pună mâinile pe patul pe care era trupul preasfinte născătoare de Dumnezeu, vrând să răstoarne. Și o mână nevăzută din cer îngerească i-a retezat ambele mâini, ele rămânând lipite de patul pe care era trupul Maicii lui Dumnezeu. Atunci s-a îngrozit, a căzut la pământ și a început să se căiască, să plângă și și-a dat seama ce mare păcat a făcut înaintea lui Dumnezeu și și-a dat seama că femeia care era pe acel pat nu era o femeie oarecare, era cu adevărat Maica lui Dumnezeu. Atunci Sfântul Apostol Petru, luând acea ramură de pinic pe care Maica Domnului a primit-o de la Arhanghelul Gabriel, s-a atins cu ea de toți care au început să se căiască și care n-au crezut la început și au punit-o pe Maica lui Dumnezeu și au devenit orbi și mai mult s-a atins și de acest Antonie, a cărui mâini au fost tăiate și imediat mâinile lui s-au vindecat și s-au pus la loc, iar el în genunchi a mers cu procesiunea până unde Maica Domnului a fost îngropată, plângând și cerându-și iertare. Aceste minuni, dragii mei, s-au întâmplat asemenea momentului în care Mântuitorul Hristos a pătimit până la moarte. Când știm că răstignit pe cruce de la ceasul al 7-lea până la ceasul al 9-lea s-a întunecat cerul. Când știm că pietrele s-au despicat în două, catapeteasma templului s-a rupt și mai mult de atât, mormintele sfinților din cetate au înviat și umblau prin cetate. Asemenea s-a întâmplat și în acest moment în care Maica lui Dumnezeu a murit și s-au întâmplat aceste minuni. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a vrut să arate că această femeie pe care apostolii o duceau pe umeri nu era o femeie oarecare. Era cu adevărat Maica lui Dumnezeu, cea care are putere mai departe și după moarte și cea care ascultă mai mult rugăciunile noastre a celor care cu îndrăzneală mai multă venim și cerem ajutorul lui Dumnezeu și prea curatei sale Maici. Sfântul Grigorie Dialogul ne spune că fericit, de trei ori fericit, este omul care are în casă icoana făcătoare de minunea Maicii lui Dumnezeu, pentru că o are pe mama sa în casă. Și ca să înțelegem poate acest lucru mai mult,
fără să zăbovesc prea mult, dar să pun în inimile frăților voastre poate dragostea mai mult față de Maica Domnului, aș vrea să vă spun o istorioară despre o mamă tânără rămasă văduvă, care rămăsese cu doi copilași prunci, cu gospodărie și care așa cum putea își ducea viața și traiul, făcând toate de cele trebuință și având grijă de buna creștere a copiilor, și care în fiecare seară, împreună cu a ei copiii, se închinau, cădeau în genunchi în fața icoanei pe care o aveau în casă, aprindeau lumânări și candele și se rugau Maicii lui Dumnezeu și învăța pe acești prunci rugăciunile începătoare și cele mai ușoare către Maica Domnului, pentru că erau mai mici. Și de fiecare dată, după fiecare rugăciune rostită, o arăta pe Maica Domnului și le spunea: aceasta este mama voastră cea adevărată. Și îi spuneau: dar tu ești mama noastră. Nu, ea este mama noastră a tuturor. Și atunci îi întrebau: păi și pruncuțul pe care îl are în mână, cine este? Este Fiul lui prea iubit, Fiul lui Dumnezeu, Cel care și-a dat viața pentru ca noi să avem șansă la mântuire. Pe aceasta să o ascultați și acestea să vă rugați în orice zi. Și copiii așa făceau. De fiecare dată când se trezeau, mai întâi se duceau la icoana Maicii Domnului, se rugau și mulțumeau Măicuții Domnului și mai apoi se duceau la mama lor și vorbeau cu ea. Și s-a întâmplat într-o zi ca mama lor să plece la câmp. Și cum s-a întâmplat și de multe ori se întâmplă, n-ai având cu cine să-i lase, de multe ori lăsându-i în casă când mai pleca la treburile câmpului și închizând ușa, i-a anunțat: va trebui să merg la muncă, dar voi să rămâneți în casă așa cum ați mai rămas și mă voi întoarce mai de seară la voi. Și atunci i-a început să spună: dar noi cu cine rămânem? Și le-a spus: aveți pe mama voastră aici. De câte ori aveți nevoie, rugați-vă și fiți liniștiți. Și mama a plecat la muncă, a închis ușa, copiii s-au luat cu joaca, copiii fiind, și nu și-au mai dat seama. Și jucându-se și cu focul, iată, au scăpat acest foc pe jos, care a început să ardă până să le ardă toată casa. Și atunci oamenii, văzând, au fugit la câmp să o anunțe pe această mamă, care nu știa ce se întâmplă acasă. Și când a auzit lucrul acesta, a plecat cu inima la gură, nemai știind cum să ajungă mai repede să-și salveze copilașii. Și toți oamenii pe stradă îi spuneau: vezi că ți-a de casa, dar ei nu știau că ea și-a lăsat copiii în casă. Și când a ajuns să vadă minune mare, peretele pe care era icoana Maicii lui Dumnezeu era neart, totul în jur ardea, dar peretele pe care era icoana Maicii lui Dumnezeu nu era ars și copilașii țineau cu mâna de icoana Maicii Domnului, rugându-se ca să-i salveze. Și atunci i-a trecut prin foc și a căzut la icoana Maicii Domnului și i-a mulțumit că și-a găsit copiii în viață. Câtă putere are Maica lui Dumnezeu! Într-o adormire, nu, lumea nu ai părăsit, ne spune troparul acestei sărbători. Și adevărat este, dragii mei, pentru că Maica Domnului, după ce s-a mutat la cer, ne-a încredințat că mai multă putere va avea și mai mult ne va ajuta pe noi toți cei care venim și cerem ajutorul. Și iată că de fiecare dată, și mai cu seamă în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, în această grădină a Maicii Domnului, unde Maica Domnului frumos lucrează prin icoana sa cea făcătoare de minuni și revarsă râuri de vindecări și de tămăduiri asupra noastră, a tuturor celor ce venim cu credință, cu nădejde și cu dragoste și cerem ajutorul. Ce frumos este și cât de bine este să fim aici în brațele Maicii Domnului. Și acest lucru o dau dovadă sutele și miile de mărturii ale frăților voastre, care asemenea apostolilor care au fost chemați și au venit pe norii cerului din toate colțurile lumii, și frățiile voastre astăzi v-ați adunat aici la icoana Maicii lui Dumnezeu din toate colțurile țării noastre și nu numai, ca să-i mulțumiți Maicii lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-ați primit și răspunsurile pe care le-ați primit la rugăciunile frăților voastre. Pentru că, da, aici venim să-i mulțumim Maicii lui Dumnezeu. Aici venim, cum spune cântarea, am venit, Maicuță, să te mai vedem, să spunem și necazul pe care îl mai avem. Și nu există om și suflet din această curte și grădina Maicii Domnului să n-aibă un necaz și o supărare
pe care să ne-o lase Maicii Domnului. Dar nu există nici moment în care Maica Domnului să nu ne răspundă. Și spuneam că mărturie ne stau sutele de scrieri și de răspunsuri ale frăților voastre care s-au tipărit deja în câteva volume aici, în această Sfântă Mănăstire. Și rămân ca mărturie pentru noi toți. Și mai ales pentru cei care încă au inima împietrită și noi iubesc pe Maica lui Dumnezeu, ca să înțelegem cât de mult poate să ne ajute Maica lui Dumnezeu. Au fost și sunt oameni cu boli grele, la care doctorii nu le-au mai dat nicio șansă. Și au venit aici și s-au rugat cu lacrimi Maicii lui Dumnezeu și au primit tămăduire și vindecare. Și câte și câte încercări și necazuri pe care le avem în viața noastră. Dar Maica Domnului este neobosită aici și se roagă Fiului Său prea iubit. Și mai mult, și să țineți cont de acest lucru, fiecare rugăciune prin pomenicul pe care frățiile voastre lăsați aici, iată, prin rânduiala frumoasă de mai bine de 30 de ani, de când Preacuviosul Părinte Stareț Arhimandrit Nicodim a deschis această frumoasă ticăstrie, a deschis această frumoasă grădina Maicii lui Dumnezeu și a îngrijit-o cu rugăciuni către Maica lui Dumnezeu și iată ce loc Dumnezeu este binecuvântat. Găsim acum, este o rânduială de rugăciune neîncetată. Și aceste pomenice și rugăciuni ale frăților voastre, iată, dragii mei, sunt pomenite dimineața, după amiaza și mai ales la slujba de noapte, unde părinții neîncetat se roagă zi de zi, așa cum și Maica Domnului neîncetat către Fiul Său preiubit, stă cu mâinile întinse și se roagă pentru fiecare dintre noi. Și așa cum Părintele Stareț ne învață pe fiecare și ne povățuiește spunându-ne că rugăciunea la miez de noapte este rugăciune de aur. Primul loc de unde să pornim și să avem acest motiv este, iată, această sfântă frumoasă mănăstire, unde la miez de noapte, părinții împreună cu frățiile voastre, cu toți cei care pășesc pragul acestei sfinte mănăstiri, veniți și vă rugați cu credință. Ce lucru poate fi mai frumos decât să învățăm cum să iubim pe Maica Domnului încă din acest loc? Ce lucru poate fi mai frumos decât, iată, așa cum spune și spuneam Sfântul Grigorie Teologul, să fim fericiți? De trei ori fericit, spune Sfântul, este omul care are icoana Maicii lui Dumnezeu în casă și se roagă cu credință, având și o cameră aprinsă la această icoană. Și iată, este motiv de bucurie și este motiv al nostru de a merge și de a o lua pe Maica lui Dumnezeu, cei care nu avem în casele noastre, ca binecuvântare. Să o luăm pe Maica lui Dumnezeu cu adevărat de mamă în casa noastră și ori de câte ori avem necazuri și nu numai necazuri, să-i cerem ajutorul și să-i mulțumim pentru toate cele bine primite și mai ales iată, pentru că am ajuns această zi la această Sfântă și Dumnezească liturghie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Despre Maica Domnului se vorbește și se pot vorbi foarte mult. S-a scris o întreagă teologie și liturghia de astăzi nu este de ajuns ca să vorbim despre Maica Domnului. Dar iată, dragii mei, chiar dacă în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, această sărbătoare nu este hramul acestui Sfânt de Mănăstire, dar frățiile voastre de fiecare dată, prin dragostea care o arătați Maicii lui Dumnezeu, faceți ca orice zi de sărbătoare să pară că este un hram în această Sfântă Mănăstire. Și iată că fiind sfârșit de luna august, sfârșit de an bisericesc, pentru că anul bisericesc nu este asemenea celui calendaristic, ci se începe cu 1 septembrie și se termină cu 31 august, iată anul bisericesc se termină cu această sărbătoare Adormirea Maicii Domnului. Și începe luna septembrie cu iar o sărbătoare frumoasă, Nașterea Maicii Domnului, unde atunci este, iată, hramul Sfintei Mănăstiri Hadâmul, la care sunteți, așa cum știți, de fiecare dată așteptați
de Maica lui Dumnezeu și de ce nu iată de Preacuviosul Părinte Stareț, împreună cu frumoasa și de sfânica obște, pentru că de fiecare dată aceste hramuri nu sunt simple rugăciuni. Pentru că de fiecare dată, în mijlocul fiecărei rugăciuni, la acest moment de serbare și de bucurie, se află câte un arhiereu drag sufletului nostru. Și anul acesta, pe 8 septembrie, de nașterea Maicii Domnului, va fi în mijlocul nostru Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu. Și apoi, cum știți, sărbătorile închinate Maicii Domnului și aceste sfinte mănăstiri vor continua în luna septembrie cu drumul crucii și toate celelalte. Vreau să pun la sufletul vostru, astăzi, în această zi, să plecați la casele frăților voastre mai îndreptați și mai cu dragoste față de Maica Domnului și îndrăznesc în numele Părintelui sale și folosind cuvintele Sfinției sale, să vă răsplătească Maica Domnului pașii pe care astăzi i-ați făcut către grădina sa și către icoana sa cea sfântă în vecii vecilor. Amin. Să fiți sănătoși.